Bun găsit, dragii mei, horoscopul pentru weekend. Ce facem în acest weekend, 22-23 mai? Sper că toate s-au liniat favorabil. Duminică ne vedem și la Flash Mondain, la Prima TV, la 19:30. Și sper ca weekendul să vă aducă multe vești bune și toate steluțele să se alinieze favorabil pentru voi toți. Haideți să vedem care sunt mesajele acestui weekend. Sâmbătă și duminică. Mesajul pentru data de sâmbătă. Ignoră opiniile celorlalți. Indiferent ce fac, ce simt, ce gândesc sau ce spun ceilalți oameni, nu o lua la modul personal. Aceștia vor continua să aibă propriile lor opinii, conform propriului lor sistem de convingeri. De aceea, indiferent ce gândesc aceștia despre tine, nu este cu adevărat despre tine, ci despre ei. Așa că ignorați opiniile celorlalți, nu interpretați nimic la modul personal. A doua carte, fă ce-ți stă în puteri. Fă întotdeauna tot ce stă în puteri. Tot ce-ți stă în puteri se schimbă tot timpul, adică putem să avem mai multă putere și mai mult curaj să schimbăm lucrurile. A face tot ce-ți stă în puteri depinde de prospețimea cu care te trezești dimineața și de oboseala pe care o simți seara, de fericirea pe care o simți, starea opusă supărării și de sănătatea de care te bucuri, starea opusă bolii. Indiferent de circumstanțe, fă tot ce-ți stă în puteri și vei evita astfel autocritica, abuzarea de sine și regretele. Foarte frumoase mesajele acestea, mesajele weekendului. Sper ca toate să vi se alinieze frumos, mai ales cu atâtea planete în gemeni. Geamănul este cel care se plimbă, care se distrează, care împrăștie informații, așa că multe informații vor veni către noi. Oricum ne pregătim ușor, ușor pentru eclipsă săptămâna cealaltă, eclipsă de lună, însăgetător, așa că pot fi și ceva tensiuni care se vor strânge, dar haideți să vedem cum se aliniază pentru fiecare zodie în parte steluțele. Și începem cu berbecul. Weekendul ăsta călătoriți un pic sau aveți chef de ducă pe undeva, cine știe pe unde, dar cu parteneri voștri puteți să aveți ceva activități distractive, să comunicați, să rezolvați niște lucruri legate de comunicare. Păi cu trei planete în casa comunicării și destinul pe acolo, luna și intră și ea în casa cuplului, normal, colaborăm, cooperăm, ajungem la un numitor comun cu partenerii. Asta este foarte bine. Aș spune că în acest weekend veți avea surprize frumoase din partea multor persoane. Taur. Taurii se gândesc la bani, weekendul ăsta este despre bani, despre creștere, despre evoluție. Foarte bine, până la urmă sunteți semnul care reprezintă averea, avuția, banul și potențialul de creștere, așa că aveți posibilitatea de a semna niște contracte importante, de a face niște planuri, de a vinde, de a face o tranzacție. Și grăbiți-vă că mâine, poi mâine, vorba vine, intră și Mercur retrograd și atunci o să fim un pic blocați pe tranzacțiile astea sau pe diverse semnături, acte, documente, etc. Așa că faceți planurile acum. Aveți putere să faceți niște schimbări, aveți putere să observați niște lucruri pe care până acum n-ați vrut să le observați din cauza încăpățânării și în special pe partea iubirii. Gemeni. Aventurieri distractivi, voi plecați pe undeva cu cortul, cu mașina, cu rulota, cu ce vreți voi, dar mi-arată natură, distracție, verdeață, socializare. Aveți nevoie să ieșiți printre oameni, aveți nevoie să faceți lucruri cu ceilalți. Veți avea niște idei foarte faine. Aceste idei ar fi bine momentan să le păstrați pentru voi, să le bibiliți un pic așa, să le jlefuiți și apoi să formați voi, să organizați și să le expuneți într-un fel sau altul. Dar momentan păstrați-le măcar weekendul ăsta pentru voi să se coacă acolo înainte să le expuneți, poate de la o mică idee să porniți la ceva, către ceva foarte fain. În iubire sunt multe puncte frumoase weekendul ăsta, mi-arată bine în cuplu, în iubire și pe tot ce înseamnă zona asta, afecțiune, afectivitate, pasiune, sexualitate. Rac. Racii au nevoie de odihnă, aveți nevoie să vă puneți un pic ordine în minte, aveți nevoie să vă dați puțin timp pentru voi. Este important să vă ocupați și de casă, de grădină, de curte, de rude. Sunt anumite responsabilități pe care vi le asumați referitor la rude, poate rude mai în vârstă sau rude care au niște nevoi speciale sau, mă rog, au nevoie de voi. Weekendul acesta mi-arată și un pic zvâc, foc, romantism, pasiune. Aș spune că veți rezolva
niște situații legate de zona intimă, posibilitatea de a face niște planuri pe termen mediu, nu lung, dar sunt binevenite aceste planuri. Leu. În acest weekend nativii leu sunt luați prin surprindere de către prieteni, răsturnări de situație, unii vă ajută, alții vă dezamăgesc, alții fac și ei ce pot. Ideea este că nu ne bazăm neapărat pe ceilalți, nu prea putem să ne bazăm pe ceilalți, pentru că fiecare este câteodată pentru el și atunci e normal să aveți mai multe planuri de backup, așa că leii ar fi bine să se bazeze pe propriile puteri. Vă veți apropia de rudele voastre, frați, surori, cumnați și alte persoane, unchi, mătuși, etc. Aveți niște discuții serioase cu aceștia, poate chiar ca o reuniune, o masă împreună, ajungeți la anumite concluzii și veți lua decizii importante. Ceva discuții și referitoare la bani. Fecioară. Fecioarele au un weekend în care se vor organiza foarte bine și petrec timpul și cu familia și cu iubitul, iubita, soția, amanta, cu toată lumea acolo. Petreceți cu toți, vă organizați voi cum le faceți, cum nu le faceți, dar weekendul iese foarte bine, în sensul în care știți să dați cezarului ce al cezarului și să faceți pentru toată lumea să fie bine, inclusiv pentru mintea, trupul și sufletul vostru. Weekendul acesta, dragi fecioare, vă veți aventura într-o experiență nouă, sunteți deschise către nou, sunteți deschise să studiați ceva nou, să experimentați ceva nou, să mâncați ceva ce n-ați mai mâncat sau pur și simplu cine știe ce să faceți ceva ce n-ați făcut, dar care o să vă încânte sufletul și totul o să vă încânte așa, o să vă cucerească. Balanță. Weekendul acesta balanța se simte foarte bine, vești bune pentru balanțe, pe toate sectoarele și în special având în vedere că sunt atâtea planete pentru voi, pe tot ce înseamnă casa călătoriilor, avem și potențialul ăsta de a călători, deci puteți să călătoriți la distanță, lucrurile sunt chiar bune pe zona asta, având în vedere că sunteți susținuți de Soare, de Mercur, de Venus, chiar și de destin, toate fiind în casa noua. Momentul în care plecați mi-arată deschiderea unor noi orizonturi, posibilități multiple și aș spune că vă veți redescoperi pe voi, activarea unor puncte pe care poate le-ați uitat. Apar și ceva situații pe la locul de muncă, dar le veți rezolva pe toate pas cu pas, creștere, dezvoltare. În schimb, un pic de atenție cu sănătatea, dacă nu a voastră, a celor din jurul vostru, părinți, frați, etc. Scorpion. Nativii Scorpion sunt un pic derutați de anumite persoane în weekendul acesta. Aveți posibilitatea să înțelegeți niște lucruri pe care le-ați tot evitat, dar e de lucru, adică nu este simplu. Veți reuși să rezolvați o mulțime de situații, veți reuși să creșteți puterea interioară. Și voi aveți șanse să plecați pe undeva, puteți de asemenea să începeți un curs, să dați un examen important sau să luați un test al karmei, ca să zic așa. Se vor întâmpla niște lucruri și karma vă testează. Bine, karma se arde. Karma ne așteaptă la colț, ca să zic așa. Adică trebuie să fim responsabili pentru faptele noastre, pentru că la un moment dat vom recolta, să spunem, fructele acțiunilor noastre. Așa că mare atenție aici. Oricum, un weekend bunicel și pentru voi. Săgetător. Nativii săgetători își îmbunătățesc relația cu partenerii. Dacă sunteți singuri, puteți să întâlniți o persoană potrivită pentru voi. Există un potențial să începeți parteneriate noi, să aveți niște gânduri foarte bune, gânduri de creștere, de dezvoltare, de evoluție, idei grozave, idei mărețe. Semnați și ceva contracte importante sau luați de partea voastră o persoană, atrageți un aliat, aș spune, așa cred că e cel mai corect spus. Atrageți un aliat de nădejde. De asemenea, în weekendul acesta veți colabora foarte bine cu familia pentru a rezolva niște situații legate de familie, de gospodărie, acte. Capricorn.
Nativii Capricorn au un weekend pe de-o parte bunicel, dar pe de altă parte mai puțin bun, adică una albă, una neagră, ca în viață, nu se poate să avem totul tot timpul, însă în cele din urmă veți rezolva și voi anumite situații și conștientizări foarte multe, special aceste conștientizări sunt pe sectorul iubirii. Poate să fie vorba despre copii, poate să fie vorba despre o împăcare sau o despărțire sau, mă rog, acum vom vedea în funcție fiecare ce probleme trebuie să rezolve sau unde trebuie să-și ducă atenția. Oricum, multă creativitate, concentrați-vă un pic pe creativitatea voastră și pe pasiunile pe care le aveți, activități care să vă aducă liniște. Vărsătorul. Weekendul acesta Vărsătorul își duce atenția către casă, deci casă, familie, creștere, dezvoltare, trecut, da, și către trecut. Veți avea niște discuții referitoare la trecut sau referitoare la anumite lucruri din trecut. Este important să fiți un pic mai puțin încăpățânați, să fiți un pic flexibili, mai puțin încăpățânați și să dați voie lucrurilor să se întâmple. Nu încercați să controlați, veți avea intenția asta de a controla. Sunt ceva teste financiare, dar și legate de familie. În cele din urmă ar spune că se vor rezolva situațiile, dar atenție cu nervii și fiți mai mult în calm. Da, e viața atât de frumoasă, fiți mai mult în calm. Pești. Nativii Pești se simt foarte bine în weekendul ăsta. Într-adevăr, este o femeie care vă mai supără să mai bagă un pic așa în viața voastră sau poate să revină o femeie din trecut care cine știe ce mai vrea și ea sau a vrut sau vă amintiți voi acum de când era mama aia domnișoară și vă amintiți voi anumite lucruri și veți răscoli trecutul, în fine, ați înțeles ideea. Ce vreau să vă spun weekendul ăsta? Mai multă atenție pe sufletul vostru, ieșiți un pic cu prietenii, mergeți un pic către tot ce înseamnă partea asta de socializare, dezvoltare personală, șlefuirea unor abilități și o să vedeți că lucrurile se vor așeza foarte frumos. Faceți puțină curățenie în casă și poate chiar vă uitați pe niște site-uri să faceți ceva cumpărături online, că tot vine vara și avem nevoie de rochițe, fustițe și alte lucruri. Dragii mei, să aveți un weekend magic!